Introducerele cărților Bibliei după Biblia explicații, traducerea Cornelescu. Cântarea cântărilor. Aceasta este cartea cea mai controversată din Biblie. Este foarte greu de imaginat care ar putea fi rolul ei în serviciile religioase din sinagogă sau biserică. Totuși, frumusețea ei și faptul că Dumnezeu a îngrijit să fie așezat alături de celelalte scrieri sfinte o fac una dintre cele mai sublime texte poetice care s-au scris vreodată în întregul evantai de religii ale lumii. Cântarea cântărilor este o odă a iubirii care ridică dragostea dintre bărbat și femeie la nivelul stabilit inițial de Făcătorul nostru. Adevărata religie condamnă deopotrivă și ascetismul și depravarea. Culmea iubirii este reciprocitatea de sentimente și trăiri dintre un soț și o soție în cadrul sfânt al familiei. Titlul. Și în originalul evreiesc, și în grecesc, și în latină, cartea poartă același nume, Shir HaShiram, Asma Asmaton și Canticum Canticorum, care se traduc toate în românește prin Cântarea cântărilor. Numirea sublinează valoarea textului care trece drept un superlativ al artei literare evreiești. Autorul. Textul însuși ne spune că această carte este scrisă de Solomon. Numele lui apare de 7 ori în conținutul ei. Condițiile de abundență și belșug pe care numai unul ca Solomon le-a avut sunt scrise în capitolele 3, versetele 6 până la 11. Cetățile pomenite în text fac aluzie la existența unei țări care nu există și nu trăise încă tragedia divizării. În 1 Împărați, capitolul 4, versetele 32 și 33, ne spune că Solomon a compus 1005 cântări și a avut o cunoaștere deosebită despre animalele și plantele din natură. În textul Cântării cântărilor sunt pomenite 21 de feluri de plante și 15 specii de animale. Data scrierii. În tinerețea lui Solomon, probabil prin anul 965 înainte de Hristos. Conținutul cărții. Ca în toate marile povești de dragoste din lume, faptele acestei întâmplări sunt simple și aparent banale. Ceea ce le conferă o incomensurabilă valoare este bogăția de sentimente umane care le însoțesc. Iată mai întâi datele acestui poem de dragoste. Împăratul Solomon avea o vie în ținutul Delros al lui Efraim, cam la 80 de kilometri de Ierusalim. Capitolul 8 cu versetul 11. El a lăsat-o în grijă unor arendași, care erau de fapt o familie constituită din mama, 2 fii și 2 fete. Sulamita, capitolul 6 cu versetul 13, și încă o soră mai mică a ei, capitolul 8 cu versetul 8. Această Sulamită era un fel de cenușăreasă a familiei, capitolul 1 cu versetul 5. Foarte frumoasă, dar nebăgată în seamă de nimeni. Frații ei o tratau cu toată asprimea punând-o la munci grele, așa că ea nu și-a putut păstra și îngriji prea mult frumusețea chipului. Capitolul 1 cu versetul 6. Era pusă în tundă și să lucreze la vie și să așeze curse pentru vulpele mici care stricau via. Capitolul 2 cu versetul 15. Uneori era trimisă să pască oile. Capitolul 1 cu versetul 8. Viața sub așița soarelui o făcuse să aibă pielea complet arsă de soare. Într-o zi, un chipeș străin s-a apropiat de via păzită de arendaș și a stat de vorbă cu Sulamita. Era împăratul Solomon care, fără să-și facă cunoscută adevărata identitate, a stat de vorbă cu Sulamita. Sub privirile lui pline de admirație și la uzul vorbelor lui meșteșugite, de cuceritor de inimă, Sulamita a simțit pentru prima dată necaz pentru înfățișarea ei neîngrijită. Capitolul 1 cu versetul 6. Crezându-l un cioban privegind cu oile, el a întrebat despre turma lui. Capitolul 1 cu versetul 7. El le-a răspuns numai în termeni generali, capitolul 1 cu versetul 8, dar a continuat să vorbească asemeni unui îndrăgostit, capitolul 1 versetul 8 până la 10, și să îi promită daruri ca semn al dragostii și seriozității lui. Pe scurt, străinul i-a cucerit inima și a plecat promițându-i că va reveni nu peste multă vreme. În absența lui, imaginația ei s-a aprins de dor.
A început să-l viseze noapte, nădăjduind în fiecare dimineață că el va veni împreună cu zorile, capitolul 3 cu versetul 1. Într-un sfârșit, el s-a întors așa cum promise, de data aceasta cu toată splendoarea și fala sa împărătească și a luat-o de soție, capitolul 3, versetele 6 și 7. Pe această întâmplare simplă, Solomon brodează toată maestria lui ornamentală specifică Orientului. Dragostea nu este o problemă de fapte, ci de trăiri emoționale intense și niciodată nu a existat vreun om mai priceput ca Solomon în descrierea acestor sentimente inefabile care scapă cercetări raționale, dar ne aprind până la încrederea inimii. Cartea este plină de comparații, metafore, alegorii și personificări fermecătoare. Destinația cărții. Se pare că destinația inițială a acestui poem a fost educația noilor căsătoriți în tainele și consolidarea dragostei. Ca și celelalte cărți poetico-didactice, Cântarea Cântarelor a fost unul din manualele după care se făcea educația în Israel. Cartea a avut însă și o altă destinație. Ea era citită în public la unele din sărbătorile anului calendaristic ebraic. În acel cadru solemn, care nu mai era numai un manual al dragostei, ci se ridica infinită mai sus, devenind o alegorie a iubirii dintre Dumnezeu și poporul său, pe care și l-a ales pentru vecie. Această lectură publică pare, dacă nu total nepotrivită, cel puțin destructibilă societății moderne de astăzi. Nu trebuie să uităm însă că în Israel imaginea căsniciei era sfântă și că ea fusese folosită de însuși Dumnezeu în dialogul lui cu poporul. Și găsim aceasta scris în Osea, capitolul 2, cu versetul 1 până la 20, capitolul 5, cu versetul 7, în Isaia, capitolul 50, cu versetul 1, în Eremia, capitolul 3, de la versetele 1 până la 25. În Noul Testament a ilustrat relația dintre Domnul Iisus și biserică. Efeseni, capitolul 5, cu versetele 25 și 27, Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 7. Probabil că și această libertate a lor ar fi fost criticată de puritanii pretențioși de astăzi, dar sarcina lor a fost mult ușurată de existența acestei cântări a cântărilor în canonul Vechiului Testament. Metodele de interpretare. Interpretarea naturalistă, care nu vede în această carte nimic altceva decât o colecție de cântări erotice așezate la oaltă din cauza subiectului și frumuseților comune. Această teorie face din includerea cărții în canonul religios evreiesc un fapt inexplicabil și fără sens. Când ne gândim cât de mult au prețuit evreii scrierile lor sfinte și cu cât atenție și-au păstrat ei aceste oracole veșnice, această teorie își pierde foarte repede valabilitatea. Interpretarea alegorică, care transformă întreaga carte într-o succesiune de tablouri simbolice cu sensuri ascunse și sublime. Excesul de imaginație îi face însă pe susținătorii acestei interpretări să nege fundamentul istoric real al cărții și îi determină să caute în fiecare mic detaliu al textului corespunde și spirituale și desăvârșite. Un astfel de comentator a văzut în pragul bogat și chiar în părul bogat al femeii descrise în text nici mai mult, nici mai puțin decât mulțimea neamurilor care au încadrat Israelul în lucrarea de mântuire. Interpretarea tipologică găsește o cale de mijloc între cele două interpretări de mai sus, păstrând ce este bun în fiecare și refuzând exemplele extremismelor. Conform acestei interpretări, cartea a fost un fundament istoric real cu o desfășurată cronologică de evenimente. Întâmplarea este așezată în 7 tablouri teatrale independente și interdependente în același timp, care descriu dragostea ideală dintre un bărbat și o femeie. Frumusețea sfântă a acestei uniri plănuite în tiparul ei de însuși Dumnezeu, creației, este preluată într-un plan mai înalt pentru a ilustra în tip intensitatea iubirii care trebuie să existe între Dumnezeu și Israel, în interpretarea evreiască și între Hristos și biserică, în interpretarea creștină. Mesajul cărții. Pentru cititorul creștin, Cântarea Cântarilor constituie o subliniere a unirii noastre cu Hristos.
În Biblie sunt și alte alegorii care descriu această relație. Se vorbește despre Hristos ca și cap, iar despre biserică ca trup, definind aspectul de unire vie într-un organism al vieții, se vorbește despre Hristos ca temelie și despre noi ca pietrele clădite în edificiul de deasupra pentru a defini aspectul trainic al acestei uniri. Se spune că Hristos este viața, iar noi suntem lădițele. Pentru a ilustra caracterul roditor al unirii noastre, în sfârșit Hristos este prezentat ca cel de întâi născut dintre mai mulți frați, pentru a sublinia aspectul unei moșteniri comune pe care o avem prin unirea cu Hristos. Niciuna dintre aceste alegorii nu este suficientă pentru a ilustra desăvârșirea unirii noastre mistice cu Hristos. Mântuitorul nostru, numai unirea dintre un soț și o soție, încontopirea totală din perimetrul familiei, poate reda ceva mai mult din această extraordinară lucrare prin care Dumnezeu ne-a așezat în Hristos. Efeseni, capitolul 5, versetele 31 și 32. Simbolistica tipologică a cărții este înlesnită de existența psalmului 45, cu care probabil că a fost intenționată să facă pereche. Vă îndemn să citiți cu atenție acest psalm și să vedeți cum în spatele acțiunii în care evoluează Solomon și mireasa lui aleasă se desfășoară un alt plan semnificativ în care Dumnezeu, deci Hristos, este mirele, iar Israelul, biserica, este mireasa conform tâlmăcirii din Evrei, capitolul 1, versetul 7 și 8. Conținutul psalmului 45 poate fi împărțit în două părți egale. O invocație adresată mirelui, despre frumusețea făpturii sale, despre măreția înfăptuirilor lui, despre stabilitatea împărăției lui și despre bucuria lui în fața căsătoriei. Și o invocație adresată meresei, un apel la o dăruire totală, o promisiune unei mari cinstiri, un elogiu al frumuseții ei, o promisiune a unui viitor strălucit. Deci, invocația adresată mirelui în psalmul 45 de la versetele 2 până la 9 și invocația despre mireasă, psalmul 45 de la versetele 10 până la 17.